Eu n-am vrut să scriu versuri, poeme și cântări ce gâdilă urechea și inima o înmoaie. Ce-am vrut să rup zăvoare, am vrut să sparg cărări spre cer și libertate, din iad și din noroaie. Timp de 40 de ani, Traian Dorza a îndurat persecuții, interdicții, confiscări și urmăriri din partea securității, deoarece se afla în fruntea oasei Domnului. A petrecut mai bine de 17 ani în închisorile comuniste și a murit cu 6 luni înainte de Revoluție, lăsându-ne drept moștenire opera sa în versuri și proză, însumând 104 volume. Eu nu mă tem de moarte, căci cântecele mele și lupta mea și jertfa înălțate lui Hristos mă vor schimba în râuri, în lanuri și în stele, și nimeni nu poate trăi fără frumos. Cu prilejul centenarului Traian Dorz, vă invităm la evenimentul omagial ce va avea loc la Cluj-Napoca în data de 29 noiembrie, ora 10, la Grand Hotel Napoca.